După expozițiile de armament și tehnici militare, zeci de elevi au asistat la un simpozion inedit dedicat militarilor români. În cadrul evenimentului au fost prezentate atât importanța Zilei Armatei României, cât și experiențele elevilor și studenților din instituțiile de învățământ militar. Casa Tineretului a fost gazda simpozionului dedicat Zilei Armatei României. În cadrul evenimentului, zeci de elevi din școlile din Mehedinți au asistat la o lecție de istorie importantă care subliniază importanța și rolul Armatei României în viața noastră. La Rovine, la Podunalt, la Posada, cu deplină conștiință națională s-a luptat la Plevna, la Crivița, la Belogradic, la Smurdan. Nu există astăzi, îmi place să spun, nici măcar un centimetru pătrat din pământul neamului nostru care să nu fi fost tropit de sudoarea și sângele țăranului român și al armatei române. După scurtul istoric al participării armatei române în cel de-al doilea război mondial, tinerii care au ales școlile militare din țară le-au prezentat elevilor din anii terminali experiențele inedite petrecute în școala militară. Apreciez persoanele care își devotează viața pentru a ne proteja și care își dedică tot ceea ce au pentru a-și proteja patria. Militarii ne-au apărat din cele mai vechi timpuri până în prezent și merită respectul nostru, de aceea suntem aici să comemorăm Ziua Armatei și o marcăm în fiecare an. Chiar dacă eu nu vreau să urmez cariera militară, mi se pare o carieră interesantă, dar nu chiar pe placul meu. Această meserie mi se pare foarte interesantă și România chiar are nevoie de mai mulți militari, să în caz de război să fim pregătiți și să avem grijă de România. Personal am ales meseria asta pentru că asta îmi doream să fac de când eram la grădiniță. Acum pot să înțeleg cumva ideea că nu neapărat de la grădiniță îți încolțește în gând, gândul că vrei să fii militar, dar copiii, elevii care sunt aici la noi se află într-un moment al devenirii lor în care sunt puși în fața unei decizii, iar acea decizie urmează să le influențeze cel puțin următorii 4 ani de viață. Și noi suntem aici tocmai în ideea asta, că ar trebui să-i coordonăm, să-i sfătuim, să ia decizia asta încât să le fie lor înșiși cât mai bine, cât mai ușor. Evenimentele dedicate Zilei Armatei României se vor încheia miercuri, 25 octombrie, cu o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor din Drobeta Turnu Severin.